Pentru ca o comunitate să simtă că a ales în fruntea sa omul potrivit, care să reprezinte majoritatea, care să vadă dezvoltarea urbei din care face parte, este nevoie de viziune pe termen mediu și lung. La Hunedoara, Dan Bobăuțanu se pare că a reușit să găsească formula potrivită pentru dezvoltarea municipiului, aici fiind finalizate 10 de proiecte și alte câteva zeci sunt în derulare. Edilul spune că în 2023 Hunedoara trebuie să arate la fel ca un oraș în Austria, curat, lipsit de poluare, sigur, dar care să îmbine trecutul castelului cu prezentul. Hunedoara în 2030 trebuie să fie acel mic orășel din Austria. Eu așa întotdeauna visez, un oraș super curat, un oraș lipsit de poluare, un oraș sigur, un oraș care să îmbine trecutul castelului cu prezentul unor investiții în energia verde, producătoare de locuri de muncă bine plătite și un oraș în care, cum să spun eu, să vrei să locuiești, să-ți dorești să locuiești, să-ți dai seama că ai un spital la norme europene, că ai școală și creșă pentru copii la norme europene, că ai o infrastructură stradală în care să nu mai poți să faci o poză, să vezi și tu o groapă, numai dacă te-a pus să spargi cu târnăcopul să faci o poză, să-ți inviți prietenii și rudele să viziteze castelul, să viziteze zonele de promenadă, cam asta vreau eu. Un mic oraș din Austria. Pentru mine Austria este etalon ca și țară în tot ceea ce înseamnă o localitate. Cam acolo vreau eu să duc lucrurile, dacă o să fim sănătoși, dacă o să ne aleagă cetățenii, pentru că mulți întreabă și spun, da, domn primar, știm, noi am auzit pe surse că o să plecați la Consiliul Județean, în Camera Deputaților Senat, într-un minister, nu. Eu nu o să plec la Consiliul Județean pentru că avem candidat la Consiliul Județean care este Laurențiu Nistor și are o echipă bună lângă el și o să susțin să candideze din nou în anul 2024 și o să și câștigăm. Nu o să mă duc în Parlamentul României că avem deputați, senatori și actuali și doritori foarte buni, au loc destui pe acei liste. Nu o să plec în niciun minister. Eu vreau să duc Hunedoara acolo unde a zis noastră în anul 2030 ca un mic orășel etalon din Austria să arate.